Oaspeți de seamă, precum foști profesori, absolvenți anilor 1963, reprezentanții administrației locale, dar și ai partidelor politice din Câmpul Lung au fost alături de elevii și cadrele didactice la sărbătorirea celor 144 de ani de funcționare a Colegiului Național Pedagogic Carol I. Școala normală Carol I a fost înființată la București în anul 1867, nu a avut niciodată un local propriu acolo și la un moment dat, pentru că misiunea acestei școli era să pregătească dascăli pentru învățământul primar și învățământul în același timp în mediul rural, această școală a fost mutată, care nu-și găsea în București un sediu stabil, a fost mutată în Câmpul Lungul de Mușcel, unde a găsit cea mai curată limbă românească. La acest eveniment a fost prezent și senatorul Mircea Diaconu, care în calitate de fost elev al prestigioasei instituții a depănat amintirile frumoase din vremea liceului. Într-o noapte, după ce în cantină acolo, mă rog, au fost o fel de activități lichide, suficiente, am ieșit toți afară și ne-am încolonat și am defilat cântând imnul seoriștilor, școala de ofițeri de rezervă de la Ineu, unde mergeau toți învățătorii și promoțiile de învățători. Și asta însemna, țineam minte și versurile, le-am învățat și noi, și am defilat începând de aici pe alee, am ieșit afară și ne-am dus până în centrul orașului. Și asta însemna și se termina cântecul cu pentru un rege și un tricolor. La vremea aceea, și asta erau anii 70, vă dați seama, 80, era ceva special, nu ne-a făcut nimeni nimic. Atât cadrele didactice, cât și personalul instituției și-au pus amprenta asupra absolvenților acestui colegiu. Astăzi, Mircea Diaconu a avut o întâlnire emoționantă cu unul dintre cei mai vechi angajați ai liceului care se află în viață. Este vorba de Neacu Stică Prodan, cel care a rămas în memoria multor generații prin bucatele alese pe care le pregătea în bucătăria liceului. Și aș vrea să evoc, dacă vreți, figuri de maximă importanță pentru generații de elevi ai școlii astea. M-ar fi, de exemplu, bucătarul nostru, Neacu Stică, care e aici, miraculos. Neacu Stică, care merge pe 100 de ani, ca să spun foarte simplu. Neacu Stică, împingeți-l o clipă să-l vadă ceilalți. Împingeți-l pe Neacu Stică. Două pasuri. Am mâncat, am fost de serviciu la cartofi, la curățat cartofi. Mai ales, mă rog, eu am făcut aici doar anul 1 și 2, după care ne-au mutat în medie 2 la Olga Bancic. Și da, cei 2 ani de internat de aici sunt de neuitat, m-au marcat pe viață. Nici nu trebuie să comentez acest lucru, știți cu toții că practic suntem o familie și vorbim aceeași limbă. Odată cu acest eveniment festiv, absolvenții anului 1963 au organizat și revederea după 48 de ani, prilej cu care și-au amintit cu mare plăcere de frumoși ani petrecuți în liceu, precum și de foștii dascăli care le-au îndrumat pașii în viață.